Ce veste mai proastă pentru un artist ca Fuego, artist care a dat o fugă până în America să-i mai învețe pe cântăriții americani rilurile din gușă. Ce veste mai proastă decât să te trezești dimineața undeva pe malul Atlanticului și să afli că ai fost furat în căsuța ta modestă cu 70 de camere de pe malul Someșului. Fuego a plâns, s-a înătristat, dar după aia presa l-a liniștit. E vorba de un furt muzical. Cântărețul latin, cel mai hot al momentului, Maluma, și-a permis să-i fure melodia Sărut femeie mâna ta, care de fapt e a cântărețului Ion Suruceanu, dar nu mai ziceți la nimeni. I-a furat-o și a transpus-o pe versuri latino de corazón. Ah, a spus Fuego, me duele la cabeza, dar ce bine că nu mi-au furat blănurile, mătăsurile, dresurile. A mai zis Fuego că n-are nimic cu acest Baluba sau cum îl cheamă, Babaluba. Dar ar fi măcar frumos că după ce se întoarce Fuego în România, să-l invite la o cină romantică, unde? La Saliva Turda, acolo în subsol, la un restaurant, la Salina Turda sau Saliva, și să cânte în duet. Sărut femeie mâna ta, me duele la cabeza, la 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 la. Ce-ar vedea mai mari zilei în recipientul numitoală din fața mea? Liviu Dragnea. O metodă tipic soroșistă, o manevră a statului paralel de a învrăjbi. Noi continuăm creșterile salariale și mărirea punctului de pensie. Premierița noastră dragă Dăncilă, e broccoli, varză de Bruxelles. Dacă domnul Dragnea a zis că asta e, asta e. Tăceți! Doamna de la interne, Carmen Dan, nici nu pot să mă uit. Bănuiesc că acolo, sub straturile de varză, se ascund microfoane. Președintele Iohannis, este o țopăială culinară bine făcută. Penelistul Ludovic Orban. E clar, varză. Varză ca programul de guvernare PSD. Emil Boc, primar de Cluj. Nu pot să văd ce este în oală, dar după miros cred că sarmale. Kelemen Hunor. Este o varză autonomă, tăltăt capusta. Propun introducerea în secuime, în loc de cornul și laptele, programul palinca de prună de silvă și sarmalele umpluți, tăltăt capusta. Mai las-o dracului, că așa ne-o învrăjbi politica, de nu mai putem vedea în oala cu sarmale, sarmalele de varză. Sarmale! Astea-s, în oala astea le mâncăm, pe astea le mâncăm. Poftă bună tuturor care vă așezați acum la masă. Tutulol, cum zicea Ceaușescu. Sarmale, nu stat paralel. Poftă bună! Vă salut! Am fost acum de dimineață să iau ceva de mâncare de la KFC, că după un weekend cu sarmale nu poți mânca tăți sarmale, poți să mânci, hai să zic, sâmbătă, duminică, luni, marți, tăți sarmale, nu poți. Nu poți să mănânci tot sarmale, mai ales dacă s-au terminat sarmalele. Și am zis, hai să mă duc la KFC. Mă, la KFC când am intrat, eu știu că e un fast food ăsta mai decent decât altele no-name. Când am intrat înăuntru, fără să bat, că așa e omul, am intrat, am deschis ușa, plin de copii, jumătate la mese, jumătate în picioare, numai copii, numai elevi de 5-8. Am zis, îmi cer scuze, vin în pauză, și am ieșit șocat. Am crezut că e ceva program after school, acum în vacanță, învață, și mă uit pe geam. De fapt, erau toți în telefoane, râdeau, se înghionteau, așteptau meniurile, mai mâncau aripioare, unii erau la coadă, dar numai elevi. Mă, și am intrat acolo printre ei, m-am uitat, am stat un pic, m-am gândit, mă, nu venea să cred. Vă 100 de elevi în KFC, numai elevi. Că studenții mâncă de la Mac, la Mac e mai mișto. Ăștia micii, mucoșii, mănâncă de la KFC. Ăștia chiar cred că dacă mănâncă un meniu smart, devin mai deștepți? I-am văzut pe câte unii cu două, trei meniuri, mă, dar pe n-ajuns smart, ajuns spart de la atâtea aripioare picante la KFC. Doamne, unde s-au ajuns, mă, cu vacanța elevilor? Stau toți în KFC, mănâncă, se îndoapă și se uită la telefoane ce fac alții, se uită pe Facebook ce se întâmplă. Astea-s vacanțele de azi la 5-8.
Mă, pe vremea noastră nu era atâta vacanță, dar eram afară, mâncam o amărâtă de pită în ou și afară, la sanie, dacă nu era sanie, fotbal. Nu era vacanță dacă nu spărgeam măcar un geam, dacă nu luam o bătaie, dacă nu rupeam niște adidas, nu era vacanță. Ăștia se conservă, mănâncă de la KFC, KFC și e bine. Dacă au și net la telefon, e vacanța ideală. Stau acolo, săracii. Și teme, ce teme? Mai citeam și un core, mai citeam un framursul polar, mai citeam, mai te vedea lumea cu o carte în mână. Acum se interzise temele pentru vacanță. Dacă ești profesor și le dai temă, te prinde șefinea, te prind șefii, riși pușcărie. Alții fac pușcărie la domiciliu pentru că furari nic, tu le dai temă, faci pușcărie cu executare. Nu știu ce să alege, sincer. Vacanță la KFC, la KFC, mă. Vremuri grele. Vin vremuri grele. Oricum o săptămână bună să avem. Vă salut pe toți. Și zice la un moment dat, vreau să ieșim în oraș, așa vreme frumoasă, hai să ne plimbăm. Păi hai să ne plimbăm, mă. Dar nu, că n-am cu ce mă îmbrăca. Dar știi, rochița aia frumoasă, chiar acum o iau, vai ce frumos să ieșim în oraș, o să mâncăm ceva bun, mă, nu mai vreau să mănânc nimic bun. Poate bem un vinuț, da, un vinuț, dar nu vreau nici vinuț și știi, nu-mi iese nici freza și nu vreau să ies, vreau să mor. Dar mami, ai placa, ți întinzi părul, îți dai cu trei șuvițe, mof, bombo. Da, ai dreptate, ai dreptate. Peste trei ore, mami, ieșim în ora. Nu mai ieși nicăieri, că nu-mi iese freza, n-ați cu ce mă îmbrăca și tu nu mă iubești, porcule. Dragi bărbați, nu vă lăsați înfrânți, suferiți, că merită. Doamnele și domnișoarele din viața noastră au acum un stres în plus. Valentine's Day. Când se apropie Valentine's Day-ul, stările femeilor fluctuează ca și cursul Bitcoinului. Fiți tari și noi și voi. Bună dimineața și vă salut. Am văzut că din când în când mai apare în ziar câte un articol în care ni se spune ce meserie aveau vedetele înainte de a deveni vedete. Astfel, cântăreața Ina, pe vremuri înainte de a fi vedetă, era vânzătoare la o tarabă la malul mării, vindea șlapi și alte chestii de plajă. Eu de acum când mă duc la mare, și dacă nu-mi trebuie, mi-au șlapi și las bacșiș serios. Numai și numai să nu se facă domnișoara cântăreață. Că e mai bine așa. E o meserie mai sigură. Mihaela Rădurescu pe vremuri a fost șoferiță de taxi. A făcut taximetria. Acum nu știu cum maimuța le-a arătat maimuța, făcea taximetria la negru. Nu la Dan Negru, că Dan Negru era contabil la un spital din Timișoara. Era contabil, nu știu ce-o încurcat pe acolo, că l-au dat afară. Ei, bun, era Dan Negru acum cu atâția virus. Vă dați seama cum urla Dan Negru pe coridoarele spitalelor. Demască-te, virusule, arată-te, hai să-ți găsim antibioticul. Deci, vedetele au avut și ele meserii. Acum, și dacă li se termină gloria, oricând se pot întoarce la meserie. Rădulească la taximetrie, Negru la contabilitate. Bă, dar unul care avea coarne de ren, stătea așa la volan în pune, la șofer de alba crispată, așa era? Să știi că îmi puse coardele din cap! M-am uitat la gagică sa de lângă. O avut cine mi-a pus. Bună seara și bine ați venit! Nu, dar e pe scurtătură. Nu mai ocolim, nu mai ocolim, nu mai ocolim. Noi trecem pe Lidl și pe două magazine.